Întreabă-l pe Claudiu povestea cu mă las, mă las. Aaaa, bă, dar nu te audiu! Mă vede cu mine! Da! Bă, fii atent. E opera ta, de norocitul, e opera ta? Nu, e opera ta. Nu, e opera lui Vladimir Banu. Nu știu de unde, ce, cum. Da, Vladimir Banu mi-a dat mesaj în privat, chiar pe WhatsApp. Cum? Mi-au dat lacrimi, da. Fii atent. Bă, era într-o iarnă în care Radu prinsese proporții mari. Mari, când mă refer, mari. Am jucat la 230. Mulțumim tuturor. 230 de kilograme făcuse Radu în iarnă. Și pe aia am ieșit împreună la pescuit la prima partidă pe Tâncăvești. Zice că era Paul Radu, trebuie să-mi povestească. Nu, că eu sunt subiectiv, ăsta mă zice mine. Bă, și ieșim la prima partidă, la un antrenament înainte de un concurs. Deci eu cu el și cu Johan. Tot timpul o să vă spun, n-a fost chiar așa. Da. Și eram pe... N-a ieșit sec, ajungem acolo, pescuim, nu știu ce să face dimineață. Radu stătea cum stă dimineața, așa bate din piciorușe. Și la un moment dat, eu cu Johan, nu știu, aruncam, vorbeam pe ponton pe acolo și zice... Schimbam lansetele dimineața. Da, schimbam lansetele și auzim din spate, mă las. La de ce? La de băutură? De băutură, dar ne uitam la el, știi? Și zice... Nu, mă las, mă las. Și tot auzeam, mă las. Bă, și când ne-am întors privirea... Când ne-am întors privirea, scaunul lui Radu s-a făcut așa pe el. Bă, s-a făcut așa pe el de... Vorba lui Barfene, hai să cheamă descarcerarea. Descarcerarea, să vă spate în scaun. Băi, băiatule, știi cum? S-a făcut tembi. S-au muiat un pic. S-au muiat un pic. N-a fost chiar așa. N-a fost. Da, și cam așa a fost cu mă las.